Listen, I need you to finish the report ASAP. I expect the boss to be really angry tomorrow morning. What makes you think that? Well, do you want me to read you his email? Oh no, it's okay. Hello, salutare, sunt Iuli de la English Engleză, iar acest nou episod din English in 5 Minutes, serie în care discutăm teoretic și practic chestiuni de gramatică a limbii engleze cu aplicabilitate în conversația de zi cu zi, este a treia parte dintr-o mini-serie dedicată folosirii infinitivului și gerunziului în limba engleză în structuri formate din două verbe care apar unul după celălalt. Dacă în celelalte două lecții video din această mini-serie am discutat despre combinarea infinitivului și gerunziului cu verbe auxiliare sau cu verbe modale sau cu alte verbe obișnuite, în această lecție video vedem ce se întâmplă când între primul verb și al doilea verb se interpune și un obiect al acțiunii, de obicei o persoană. Ne referim la situații în care un enunț precum I want to go, eu vreau să merg, să plec, devine I want you to go, eu vreau ca tu să pleci, sau I want her to go, eu vreau ca ea să plece, unde you, respectiv her, sunt obiectul acelei acțiuni. Vom observa trei lucruri. În astfel de situații, nu vom folosi conjuncția that, după cum am fi tentați dacă facem asocierea cu limba română. Deci nu vom spune I want that you go, fiind tentat să comparăm that cu ca să, ci vom spune I want you to go. Al doilea lucru este faptul că, în caz că acest obiect al acțiunii este un pronume, nu vom folosi forma de subiect a pronumelor și anume I, you, he, she, it, we, they, adică eu, el, tu, ea, pronumele neutru it, noi sau ei sau ele, ci vom folosi formele de obiect direct al pronumelor. Le-am putea numi formele de acuzativ dacă facem asocierea cu gramatica limbii române. Și anume, me, you, him, her, it, us, them. După cum vom vedea și în exemplele studiate. Iar a treia observație este că există totuși și situații, excepții, în care nu se aplică această regulă și al doilea verb nu este la infinitivul cu to, ci este la infinitivul simplu. Aceste situații se întâmplă în cazul unor verbe precum make, let, have, help, după cum vom discuta în partea a doua a acestei lecții video. La sfârșitul acestei prezentări, dumneavoastră veți putea exprima în engleză, pe baza celor studiate aici, enunțurile: vrei să plec? Nu, vreau să mă ajuți. Te rog, nu mă face să plâng. Am sfătuit-o să-și pună banii în bancă. Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că nu ați făcut-o deja. Deci, let's begin! Să începem! Pentru că am discutat deja exemplul I want you to go sau I want her to go, eu vreau ca tu să pleci sau eu vreau ca ea să plece, să menționăm, tot cu ajutorul acestui exemplu, că la fel stau lucrurile și la trecut. Deci, acest verb, want, poate fi la trecut. I wanted you to go. Eu am vrut ca tu să pleci. Sau la negativ, I don't want you to go. Eu nu vreau ca tu să pleci. Sau și la interrogativ, aceeași situație. Do I want you to go? Vreau eu ca tu să pleci? După cum observăm, vorbim aici despre structura verb plus somebody plus to verb. Verb plus cineva, un obiect al acțiunii, o persoană în cazul nostru, urmat de un verb la infinitivul cu to. Dacă am văzut deja un exemplu cu verbul want, want plus obiect plus alt verb, să vedem și un exemplu cu varianta mai politicoasă a lui want și anume would like, care înseamnă a-i plăcea sau a dori să. O întrebare. Would you like me to help you? Tu ai dori ca eu să ajut pe tine? Cu alte cuvinte, ai dori să te ajut sau ți-ar plăcea să te ajut? Ai vrea să te ajut? Sau să-l înlocuim pe me cu us, care este varianta de acuzativ a pronumelui we, noi. Deci us pe noi ar veni. Would you like us to help you?
Ai dori ca noi să te ajutăm? Would you like us to help you? Într-o astfel de structură verb plus somebody plus two verb pot apărea și alte verbe, precum ask, a întreba, tell, a spune, advise, a sfătui, expect, a aștepta, în sensul a aștepta pe cineva să facă ceva, a se aștepta ca cineva să facă ceva, persuade, a convinge, teach, a învăța, în sensul a învăța pe cineva. Iar în cazul obiectului acțiunii pot apărea nu numai pronume, ci și substantive, după cum vom vedea în următoarele exemple. Iată un exemplu cu verbul ask, a întreba sau a cere, a solicita. Jim asked a friend. Jim a întrebat sau a solicitat sau a rugat un prieten to lend him some money, să împrumute lui niște bani. Deci, cu alte cuvinte, Jim a rugat un prieten să-l împrumute cu niște bani. Jim asked a friend to lend him some money. Un exemplu cu verbul tell. I didn't tell you. Eu nu am spus la tine sau ție. Eu nu ți-am spus to come today. Să vii astăzi. I didn't tell you to come today. Nu ți-am spus ție să vii astăzi. Nu ți-am spus să vii astăzi. Verbul advise, a sfătui. She advised me, ea a sfătuit pe mine, deci ea m-a sfătuit, to see a doctor. Să văd un doctor, să consult un doctor. She advised me to see a doctor. Verbul expect, a se aștepta, sub forma unei întrebări. What do you expect? Ce aștepți tu? Them, ca ei, to do, să facă. Cu alte cuvinte, ce te aștepți ca ei să facă? What do you expect them to do? Ce aștepți sau ce te aștepți ca ei să facă? Verbul persuade, a convinge. We persuaded mom, noi am convins-o pe mama, to put her money in the bank, să pună ai ei bani în bancă. Cu alte cuvinte, noi am convins-o pe mama să-și pună banii în bancă. We persuaded mom to put her money in the bank. Verbul to teach, a învăța. I'm teaching my son, eu învăț pe fiul meu, to swim, să înoate. Deci eu îl învăț pe fiul meu să înoate. I'm teaching my son to swim. În cazul în care al doilea verb din structură, cel la infinitivul cu to, este la negativ, pur și simplu vom adăuga în negația not to înaintea lui. De exemplu, să vedem un exemplu unde se potrivește o astfel de structură negativă, aici, cu verbul to persuade, a convinge. Putem spune, noi am convins-o pe mama să nu-și pună banii în bancă. We persuaded mom not to put her money in the bank. Not to put her money in the bank. Să nu-și pună banii în bancă. We persuaded mom not to put her money in the bank. Există însă și câteva excepții, câteva exemple de verbe după care nu folosim infinitivul cu to, ci infinitivul scurt, infinitivul fără to. De aceea l-am și tăiat în aceste exemple. Acestea ar fi make, a face, let, a lăsa, have, a avea, help, a ajuta, care este un caz mai special pentru că help poate fi urmat atât de infinitivul cu to, cât și de infinitivul scurt, fără to, după cum vom vedea. Iată câteva exemple. He makes me laugh. El face pe mine a râde. Cu sensul, el mă face să râd. He makes me laugh. Atenție, nu vom spune he makes me to laugh, deși asocierea cu limba română ne tentează să-l folosim pe to. Să râd, to laugh, am fi tentat să spunem, însă nu. Corect este he makes me laugh. La fel, și dacă l-avem pe verbul make, la forma de trecut, made. The teacher made us work hard. Profesorul a făcut pe noi a munci sau să muncim din greu. Deci, profesorul ne-a făcut să muncim din greu. The teacher made us work hard. Cu verbul let, un exemplu, Emma let us use her computer. Emma a lăsat
pe noi să folosim sau a folosi al ei computer. Cu sensul, Emma ne-a lăsat să-i folosim computerul. Emma let us use her computer. Din nou, nu vom spune Emma let us to use, ci Emma let us use her computer. În cazul lui let, trebuie să fim atenți la structura let us cu varianta scurtă let's, care în context la modul imperativ, atunci când exprimă un îndemn sau un ordin sau o rugăminte, pot însemna lucruri diferite. Într-un exemplu precum let us go, sensul este lasă-ne să plecăm, lasă-ne să mergem. Let us go. Însă, dacă vom spune let's go, sensul este hai să mergem. Deci folosim let's și nu let us, ci varianta scurtă let's, când îndemnăm pe cineva să facă ceva împreună cu noi. Verbul have folosit în astfel de structuri este similar cu verbul make și în română l-am traduce cu a pune pe cineva să. De exemplu, iată-l avem aici pe have la forma de trecut. I had him. În engleză am spune l-am avut pe el. I had him apologize to the old lady. Motamo ar fi eu l-am avut pe el să-și ceară scuze, să se scuze față de doamna în vârstă, doamna bătrână. Însă în română, traducerea mai naturală este eu l-am pus să sau l-am făcut pe el să-și ceară scuze sau să se scuze față de doamna în vârstă. I had him apologize to the old lady. În cazul verbului help, cum spuneam, acesta este puțin aparte pentru că în astfel de situații el poate fi urmat atât de infinitivul cu to, cât și de infinitivul scurt, fără to. Ambele variante sunt corecte. Avem un exemplu. They helped me, ei au ajutat pe mine, to find my way, să găsesc al meu drum. Cu sensul, ei m-au ajutat să găsesc drumul, în caz că m-am rătăcit, de exemplu. They helped me to find my way, dar corectă este și varianta they helped me find my way. Ei m-au ajutat să găsesc drumul. Să recapitulăm, în această lecție video am vorbit despre situațiile în care într-o structură formată de două verbe este interpus și un obiect al acțiunii și am văzut cum al doilea verb al unei astfel de structuri este infinitivul cu to sau în anumite cazuri speciale este infinitivul fără to. La final vă invit să exprimați în engleză enunțurile propuse la început. Vi le reamintesc. Vrei să plec? Nu, vreau să mă ajuți. Te rog, nu mă face să plâng. Am sfătuit-o să-și pună banii în bancă. Deci, apăsați butonul de pauză, rezolvați exercițiul, după care reapăsați play pentru a vedea și a asculta variantele corecte. Good luck! Succes! Variantele corecte sunt: Do you want me to go? Do you want me to go? No, I want you to help me. No, I want you to help me. Please don't make me cry. Please don't make me cry. I advised her to put her money in the bank. I advised her to put her money in the bank. În speranța că cele prezentate în această lecție video vă sunt de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză și English Engleză 2 pentru noi lecții video, vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că apreciați ceea ce vedeți, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune, goodbye!